George Dicheu Lacu s-a născut probabil una dintre cele mai importante controverse din ultimii ani la echipa de basket a Târgoviștei, indiferent de numele pe care l-a purtat. Tehnicianul grec a dat startul unei adevărate telenovele încă de la ultimul meci al echipei de anul trecut cu Fenerbahce acasă în Euroligă. La conferința de presă vorbea de un e-mail și de reduceri salariale și și-a anunțat practic demisia. Numai că la reunirea de pe 3 ianuarie, în ciuda tuturor așteptărilor, a revenit la Târgoviște împreună cu tot staful tehnic elen. Toate acestea nu a condus niciun antrenament, ci doar l-a asistat pe Florin Nini. Între timp, basketbalistele s-au obișnuit deja cu gândul că Nini va conduce din postura de principal echipa din retur. A doua mare surpriză s-a consemnat în prima zi a săptămânii. Deși primarul Gabriel Boric anunța că Dicheu Lacos va continua la cârma CSM-ului în 2013, informația că grecul a plecat din România a fost dată publicității de un site străin de specialitate. Se pare că principalele motive pentru care Lenul a refuzat continuarea contractului sunt aceleași probleme financiare pe care le amintea încă din primul moment când își anunța demisia. Deși Dicheu Lacu s-a părăsit Târgoviștea, la club au rămas colaboratorii săi Christos Poulis și Teodosios Paralikas, spunând că au contracte de dus până la capăt. În toată această incertitudine, un singur lucru este cert. Lotul de 12 jucătoare care le cuprinde pe străinele Robins, Milikovic, Ticonenko și Matiș, dar și nou venitele de peste ocean AJ Von Davis și Walker. CSM Târgoviște va disputa primul meci oficial din 2013 în această seară cu începere de la orele 18 în sala sporturilor. Pentru formația târgovișteană va fi o dublă manșă disputată pe propriul teren cu Danzio Timișoara, care contează pentru sferturile de final ale Cupei României.